Nu, nu, nu ajunge la suma respectivă. Este 160.000 de lei brut salariul unui viceprimar. Este o sumă importantă. Eu nu am venit special pentru acest salariu. Am venit ca să îmi pun în practică proiectele pe care le-am propus în campanie electorală. Eu câștigam foarte bine și înainte să vin în funcția de viceprimar. Probabil este într-adevăr o pistă de lansare politică pentru mai târziu. Câștigați mai mult sau mai puțin înainte? Cred că câștigam și mai bine. Deci, nu este. Este o funcție vizibilă, este o funcție care, într-adevăr, dacă ești capabil să rezolvi anumite lucruri, îți dă o perspectivă politică.